doliu la nivel național. După ce s-a aflat că Mircea Babeș, eminent arheolog, s-a stins din viață, la onorabila vârstă de 81 de ani, nefericitul anunț a fost făcut de către Departamentul de Istorie Antică, Arheologie, Istoria Artei și de Laboratorul de Arheologie Dinu Teodorescu. Am aflat cu tristețe vestea dispariției profesorului Mircea Babeș, eminent arheolog și profesor. Unul dintre cei mai distinși specialiști în studierea epocii latene în spațiul carpatic și dunărean, între anii 1997-2007 a fost titular al Facultății de Istorie din Universitatea din București, calitate în care a jucat un rol foarte important în formarea tinerelor generații de arheologi români. Dumnezeu să-l odihnească! Este mesajul postat pe pagina oficială de Facebook a Departamentului de Istorie Antică, Arheologie, Istoria Artei. Mircea Babeș s-a născut pe data de 13 decembrie 1941, într-o familie de intelectuali, mama profesoară, iar tatăl inginer minier. După absolvirea liceului Dimitrie Cantemir din București, a urmat cursurile Facultății de Istorie a Universității din București, promoția 1959-1964, unde a avut șansa să fie îndrumat de profesori de mare valoare, simțindu-se atașat de Ion Nestor, față de care a avut mult respect și considerație. Între anii 1996 și 2007, a activat ca profesor titular de arheologie la Facultatea de Istorie a Universității din București, unde, dincolo de prodigioasa activitate dăscălească, dar și de conducere, a fondat prestigioasa bibliotecă a seminarului Vasile Pârvan,